În România, ziua de 7 aprilie, au fost aplicate aproximativ 5.334 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 983.000 de lei. Polițiștii și jandarmii au aplicat aceste sancțiuni ca urmare a încălcării prevederilor legii numărul 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. De asemenea, prin structurile abilitate ale poliției, au fost constatate două infracțiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal. Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a transmis că în ultimele 24 de ore au fost desfășurate 9 acțiuni de verificare cu efective mărite în sistem integrat, sub coordonarea instituției prefectului, împreună cu celelalte instituții implicate în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID-19. În total, 230 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, lucrători ai ISU Gorj, reprezentanți ai ANPC, ANSVSA și ai Ministerului Sănătății, au acționat în zonele aglomerate, unități de alimentație publică și zonele adiacente acestora, terase și mijloace de transport în comun. În cadrul acțiunilor au beneficiat de activitățile informativ-preventive și au fost verificate peste 1200 de persoane și 268 de societăți comerciale. Au fost constatate mai multe nereguli, astfel că polițiștii au aplicat o serie de amenzi. În cadrul acțiunilor au beneficiat de activitățile informativ-preventive și au fost verificate peste 1200 de persoane și 268 de societăți comerciale. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 108 sancțiuni contravenționale în valoare de 18.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 55 din 2020. De asemenea, au fost desfășurate acțiuni de informare a cetățenilor cu privire la măsurile impuse pe raza întregului județ, privind obligativitatea purtării măștii de protecție și păstrarea distanțării pentru toate persoanele prezente în spațiul public în funcție de restricțiile prevăzute în municipiul Târgu Jiu și orașele sau comunele din județul Gorj. Forțele de ordine vor desfășura permanent activități de verificare cu privire la respectarea prevederilor impuse pe perioada stării de alertă.